Am ținut să facem ședința ordinară în această locație, deci în localitatea Botești din Ureni, pentru a vedea și noastră obiectivul ăsta care parcursul câțiva ani am reușit să-l finalizăm, să-l recepționăm și să-l dăm celor care o să aibă nevoie de el pentru eventuale, eu știu, cometrii, nunți, botezuri, ședințe și așa mai departe. Pentru desfășurarea ședinței, în condiții, o să rog pe domnul președinte să-și studieze ordinea de zi. Mulțumesc, domnul. Dați-mi voi să vă fericit. Dar mă scuzați că n-am pus procesul. Să vă fericit și eu. De ce pot să întreau? Eu am lucrat aici mulți ani. Și eu, în 1970. Mulți, 16 ani. Exact. Și el este un mânțin de acțiune de socul aici. Și chiar vă felicit. Mai avem câteva sate care au proiectele în derulare și astea sunt pe fonduri europene. Am văzut că mi-a zis părere și știi ce te cu mâna Ungurem, să aibă toată lumea și să-i implice, să le aduce la o formă. Pentru început, spun la vă procesul verbal, ce îmi lăsit, dacă sunt probleme, dacă nu, cine este pentru? Nu am invitat-i. Ordinea de zi. 1. O mai înrătesc, mai multe puncte, nu așa ce. Proiect de hotărâre privind aprobare de rectificării numărul 1 a bugetului de venit de obiect pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate de școala gimnazială în Ungurei. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului zilelor comunii în Ungurei. Proiect de hotărâre privind participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, vestitul PNRR, apel de proiecte PNRR, componenta C5, valul renovării, anexa 2, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B1, renovarea integrată a clădirilor publice. Acum, proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunii Hojești, județul Bacău, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni Buhoci Bacău, ADI. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Comuna Ungureni, județul Bacău, a liderului de asociere a investiției înființarea sistemului public de distribuire a gazelor naturale în Comunile Ungureni, Palincea, Filipeni, județul Bacău, componentă ale ADI, Ungureni Buhoci Bacău, județul Bacău și a etapei 1 a cheltuielilor necesare, studiilor de teren și obținerea vizelor de și acordurilor investiției. Un alt punct, proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces teren proprietate publică a Comunei Ungureni, județul Bacău, pentru amplasarea unor instalații electrice pentru lucrarea extinderii rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică, SPAU, localitatea Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ungureni, județul Bacău și un punct suplimentar. Sunt mai multe puncte. Asta este ordinea de zi și suplimentar cu votăm după. Da? După. Nu? Păi, eu citesc la voi? Da. Păi, văd aici un supliment. Aveți mai mult? Sunt 6, dacă dați pagina. Da. Păi, citesc punctul suplimentar și pe care spun la voi. Deci, suplimentat cu proiect de hotărâre privind participare la Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte cu obiectivul de investiții, consolidare seismică și renovare termică moderată la centrul multifuncțional Ungureni, așa, posta primărie, da? Proiect de hotărâre privind participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte cu obiectivul de investiții, consolidare seismică și renovare termică moderată a Comunei Culturale Florăni.
Altul proiect de hotărâre privind constatarea modificării suprafeței la școala clasă 1-8 Botești, sat Botești și imobil, fostă primărie satul Florent, comuna Ungurin de sub Bacău. Proiect de hotărâre privind implementarea și instrumentarea investiției, modernizare, renovare și eficientizarea energetică a căminului cultural sat Zlătar, comuna Ungurin de sub Bacău. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, modernizarea dispensar uman sat Ungurin, comuna Ungurin de sub Bacău și actul adițional numărul 4 la contractul de execuție lucrări și proiecte numărul așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor reprezentanților Comunei Ungureni la Consiliul Director al ADI Ungureni Bucur Bacău, precizați în actul consultativ al Societății de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni Bucur Bacău, ADI Ungureni Bacău Buhoci, identificate cu actul fiscal, nu mai contează numărul, înregistrat la registru special al Asociației din Sistema. Spune-mi la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Aprobat, dăm cuvântul doamnei votatului la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2022, referat în compartimentul de specialitate, se propune majorarea veniturilor în trimestrul 2 la indicatorul 43.31, sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNRR 2014-2020 cu suma de 94.500. Majorarea veniturilor în trimestrul 2 la indicator 48.0401, sume primite în contul plăților efectuate în anul curent cu suma de 221.500. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 40.000 la capitolul 6105, protecție civilă și protecție contra incendiilor, titlul 7101103, mobilier, aparatură birotică și alte active corporare pentru investiția, dotarea, adăpost de protecție civilă. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 50.000 de lei la capitolul 665050, alte instituții și acțiuni sanitare, titlul 7101101, construcții pentru investiția, modernizare, dispensarul umanului. Virarea sumei de 10.000 de lei în cadrul capitolului 665050, alte instituții și acțiuni sanitare, de la titlul 710101 construcții, la titlul 200530, alte obiecte de inventar. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 266.000 de lei la capitolul 670307, cămine culturale, 710101 construcții pentru investiția, modernizare, renovare și dotare cămin cultural, stat Ibirești, comuna Ungureni. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 20.000 de lei la capitolul 7050, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 710130, alte active fixe pentru investiția în ființare sistem alimentare gaz-metan. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 80.000 de lei la capitolul 7050, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 710130, alte active fixe de la investiția în ființare sistem public de canalizare. Modificarea listei obiectivelor de investiții. Se va utiliza excedentul din anii precedenți astfel. Pentru investiția, înființare sistem public de canalizare în comuna Ungureni, județul Bacău, suma de 83.500. Pentru investiția, înființare sistem alimentare gaz-metan, 20.000. Dotarea adăpost de protecție civilă, 40.000. Mulțumesc. Discuții? Bun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trece la votul numărul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate de Școala Gimnazială Ungureni. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, în temeiul dispozițiilor articolului 136 din codul administrativ, propune: se aprobă bugetul alocat susținerii burselor de merit, de studiu și de ajutor social din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, conform Ordinului Ministrului Educației Naționale numărul 5870-2021, cuantum de 165.000 de lei. Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare după cum urmează: bursă de ajutor social 200 de lei, bursă studiu 150 de lei, bursă de merit 200 de lei.
Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazia Leon Cureni în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi activităților școlare. Discuții? Până la vot, cine este pentru? Următor, totul în șara sectară. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Zilele Comunei Ungureni. Se declară Ziua Comunei Ungureni și se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua Comunei Ungureni în județul Bacău pentru data de 15 august 2022. Se aprobă alocarea sumei totale de 122.000 de lei de la bugetul local al Comunei Ungureni în județul Bacău pentru organizarea evenimentului menționat la articolul 1 conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Se aprobă efectuarea de plăți în avans în limita 30% din total valoare către firma de impresariat, cu obligativitatea justificării în termen de 5 zile de la încheierea evenimentului. Decontarea sumelor alocate se va face pe baza documentelor justificative, conform prevederilor legale. Din suma totală menționată la articolul 2, se aprobă premierea unui număr de 10 familii cu domiciliul în Comuna Ungureni, care au aniversat sau aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, suma de 700 de lei per familie, conform anexei. Acordarea premiului în bani și a diplomei de aur, special instituite fiecarei familii care sărbătorește nunta de aur, se va face în cadrul festiv de către primarul Comunei Ungureni. Acum doresc să vă citesc cetățenii, Ursul, Neculai și Aglaia, Năsturași, Imad și Adelina, Radu, Gheorghe și Victoria, Lucaci, Vasile și Constanța, Dobrani și Aurele, Eugen și Virginia, Tănasă, Gheorghe și Georgeta, Cristia, Emil și Ana, Radu, Vasile și Gabia, Bădeie, Avram și Elena, Bursu, Neculai și Elena. Bugetul alocat de desfășurări zilelor comunei este următorul. Servicii artiști 61.500, foc de artificii 6.500, scenă, lumini, sonorizare 12.000, premiere cuplu 50 de ani de căsătorie 12.000, inaugurare sală de sport 10.000, alte cheltuieli de organizare 20.000. Mulțumesc. Vreau să adaug eu ceva. Da. Mai este la Botești, Ignatescu, Viorel și Romita. Nu știu de ce să zic. Alte persoane, dacă vor mai... Vom completa lista. Da. Iar au venit de mai de mult. Victor, la primărie eu spus, dar am venit ce merg. Ce să zic? Să vă doi, cred? Da, da. Da, e cum am adăugat. Nu este un lucru, completăm. Da. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Trecem la punctul următor. Cu redresare și reziliență. Tot se întâmplă la local. Doamne Comune Ungureni propune. Se aprobă depunerea proiectului aferent obiectivului consolidare seismică și renovare termică moderată la școala cu clasele 1-8 Botești, în vederea finanțării în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022-C52-B11. Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, așa cum reiese din raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid, este prezentată în anexă, în care se precizează și valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghid. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de renovări și sau investiții pentru componenta 5, valul renovării MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, contractul de lucrări solicitat în etapa de implementare. Se aprobă documentația tehnico-economică, consolidare seismică și renovare termică moderată la școală cu clasele 1-8 Botești, faza documentației suport pentru depunere cerere de finanțare. Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu autoritatea Ministerului Dezvoltării este domnul primar. Mulțumim, doamna secretară. O cămină culturală la Ungureni să facem și școală. La Botești să facem și școală. Discuții?
Până la vot, cine este pentru? Punctul următor, tot domnul Șarara Luca. Vorba de... Hotărârea privind aprobarea dărării Comunei Horgeș, județul Bacău, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Ungure-Bucoci. Se aprobă aderarea Comunei Horgeș, județul Bacău, identificată cu cod fiscal 445145, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ungure-Bucoci Bacău, identificată cu cod fiscal 241250028. Aducerea la îndeplinirea de hotărâri se asigură de către primarul Comunei Horgeș, județul Bacău. Discuții? Până la vot. M-am anunțat. Următorul cu tot în șara la rugă. Tot cu ADI-ul. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Comuna Ungureni, județul Bacău, a liderului de asociere al investiției înființarea sistemului public de distribuție a gazelor naturale în comunele Ungureni, Palincea și Filipeni, județul Bacău, componente ale ADI Ungureni-Bucoci, și a etapei întâi a cheltuielilor necesare studiilor de teren și obținerii avizelor și acordurilor investiției. Se aprobă desemnarea Comunei Ungureni, județul Bacău, prin reprezentant legal primar Bibire Vasile, drept lider de asociere al investiției, înființarea sistemului public de distribuție a gazelor naturale în comunele Ungureni, Parincea și Filipeni, județul Bacău, componente ale ADI Ungureni-Bucoci. Se aprobă finanțarea etapei întâi în cuantum de 50.000 de lei, valoare fără TVA a cheltuielilor necesare în tocmirii și completării studiilor de teren, aferente investiției și cheltuielilor necesare în tocmirii documentațiilor și plății taxelor în vederea obținerii avizelor și acordurilor necesare investiții pentru etapa de întocmire a cererii de finanțare necesară depunerii la finanțarea investiției. Da? Mulțumim. Discuții? Spune la vot, cine este pentru? Următorul punct, domnul Vici. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces teren proprietate publică a Comunei Ungureni, județul Bacău, pentru amplasarea unor instalații electrice pentru lucrare, extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică SPAU, localitatea Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Primarul Comunei Ungureni propune, articolul 1, aprobarea constituirii dreptului de acces asupra terenului proprietate publică a Comunei Ungureni, județul Bacău, în vederea amplasării de către Delgaz Grid S.A. prin SECE Electro-Univers S.A. a instalațiilor electrice pentru lucrarea extinderii rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică SPAU, localitatea Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Terenul este situat în intravilanul și extravilanul Comunei Ungureni, județul Bacău și face parte din domeniul public al Comunei Ungureni, județul Bacău, conform HCL numărul 18 din 30.04.2020, privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Ungureni a unor bunuri imobile, respectiv completarea metalului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Comunei Ungureni. Este vorba de extinderea de rețea către stația de epurare. Discuții? Până la vot, cine este pentru? Mulțumim. Tot următorul punct, domnul Vici. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Având în vedere prevederile legii numărul 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, prevederile hotărârii adunării generale a asociațiilor ADIS, Bacău numărul 11 din 20.12.2013, pentru aprobarea actului adițional numărul 1 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău și prevederile hotărârii numărul 5 de 11.04.2018 privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, a hotărârii adunării generale asociațiilor ADIS,
Bacău, numărul 20 din 19.12.2018, pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău și a hotărârii adunării generale a asociațiilor ADIS, Bacău, numărul 2 din 26.1.2022, pentru aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a Sistemului Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău, hotărăște, propune. Se aprobă actul adițional numărul 4 la documentul de poziție conform anexei numărul 1 privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică conform legislației în vigoare și se va comunica instituției prefectului și Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubrizare Bacău. Mulțumim. Discuții? Până la vot, cine este pentru? Ultimul punct din ordinea de zi, în afară de suplimentare. Doamnă. Hotărârea privind aprobarea reorganizării organigramei și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Ungureni. Văzând, referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni numărul 1311/23/2022, referatul de specialitate numărul 1312/23/2022 întocmit de șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, se propune. Se aprobă modificarea organigramei și a numărului de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență conform anexei anexate la prezenta hotărâre. Discuții? Și unul la vot, cine este pentru? Trecem la puncte suplimentare. Dosarea la urmă. Se aprobă depunerea proiectului aferent obiectivului consolidare seismică și renovare termică moderată la Centrul Multifuncțional Biforeni, imobil fost a primăriei, în vederea finanțării în cadrul apelului de proiecte PNRR. Descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, așa cum reiese din raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid, este prezentă în anexă, în care se precizează și valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghid. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și sau investiții pentru componenta 5, valul renovării. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentații de tipuri economice sau contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. Se aprobă documentația tehnico-economică consolidare seismică și renovare termică moderată la Centrul Multifuncțional Biforeni, imobil fost la primărie, faza documentație suport pentru depunere cerere de finanțare. Mulțumim. Discuții? Spunem la vot, cine este pentru? Domnul Vici, următorul. Proiect de hotărâre privind constatarea modificării suprafeței la școala Bodești, Comuna Ungureni și imobil fostă primărie și alburgerea Comuna Ungureni de Tubacău. Mă scuzați, mai aveam un proiect, era, trebuie prezentat în funcție de ordinea de zi. Deci a fost cu centru multifuncțional și mai este același proiect prin PNRR, dar este vorba despre consolidare seismică la Căminul Cultural Biforeni. Dacă îmi permite să-l citesc. Da. Bună. Se aprobă depunerea proiectului aferent obiectivului consolidare seismică și renovare termică moderată la Căminul Cultural Biforeni, în vederea finanțării în cadrul apelului de proiecte PNRR. Descrierea sumară a investiții propuse a fi realizată prin proiect în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii sunt în anexă, care face parte integrată din hotărâre. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și sau investiții pentru componenta 5. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice sau contractul de lucrări. Se aprobă documentația tehnico-economică consolidare seismică și renovare termică moderată la Căminul Cultural Biforeni, faza documentației suport pentru depunere cererii de finanțare. Da, mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind constatarea modificării suprafeței. Nu, 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 este pentru nu, 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 separat. Da? Ai vizit, da. Nu, am dat. Având în vedere raportul Comisiei Speciale de Inventariere a Domeniului Public al Comunei Ungureni, înregistrat sub numărul 2090 din 30 aprilie 2022, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, se propune constatarea modificării suprafeței la școala Botești și imobil sat Bicoreni, Comuna Ungureni, județul Bacău, fostă primărie, conform anexei la prezenta hotărâre. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Ungureni se va actualiza ulterior cu respectarea dispozițiilor articolului 289 din OUG numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Este vorba urma noilor măsurători care s-au făcut la școală și la postul sediu primăriei pentru intabularii. S-au constatat și modificări și trebuie trecut în domeniul public cu suprafețele actuale. Discuții? Spune la vot, cine este pentru? La zlătare am zis că ședința următoare. Da. Mi-a zis târziu. Nu mai departe, cum ai venit. Doamna Alina. Da. Spuneți, citeți, vă rog. A, să citeți, da? Da, proiectul de implementare și implementare investiții, modernizare, renovare și eficientizare energetică a la zlătare. Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile articolului 120 și articolul 121 alineatul 1 și 2 din Constituția României Republicană, articolul 8 și 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg, articolul 20-21 din Legea Cadru a Descentralizării numărul 195 din 2006, Legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederea temeiului de proiecte cu titlul PNRR 2022-C5-2B, componenta C5, valul renovării AXA 2, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădirile publice, operațiunea B1, renovarea integrată, consolidarea seismică și renovare energetică moderată a clădirilor publice în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, prin care sunt posibile renovarea activități, acțiuni specifice realizării de investiții pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din domeniul public al Comunei Ungureni, este oportună implementarea, instrumentarea și finanțarea investiției, modernizare, renovare și eficientizare energetică a căminului cultural sat Zlătari, Comuna Ungureni. Constatând necesitatea aprobării finanțării de către Comuna Ungureni de sub Bacău a cheltuielilor de proiectare, studii de teren, obținerea vize, se propune aprobarea implementării, instrumentării și finanțării investiției, modernizare, renovare și eficientizare energetică a căminului cultural sat Zlătari, Comuna Ungureni. Se aprobă finanțarea cheltuielilor de proiectare, studii de teren, obținerea vize și aforturi precizate în certificatul de urbanism, consultanță și alte și cheltuieli neeligibile necesare întocmirii cererii de finanțare investiției și implementării acesteia. Aprobarea întocmirii cererii de finanțare investiției și depunerea acesteia în vederea obținerii finanțării prin PNRR 2022 C5-2B, componenta C5 valul renovării, a clădirilor publice în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Ducerea la îndeplinirea prezentei se asigură că domnul primar al Comunei Ungureni. Discuții? Spune la vot, cine este pentru? Mai aveți unul? Da. O citesc? Da. Privind actualizarea indicatorilor privind rezoluției investiții, mă trezând să pensar numai. Având în vedere raportul compartimentului financiar contabil, articolul 120, alineatul 1, articolul 121, alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României,
OUG numărul 15 din 30.8.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare. Articolul 7 din legea numărul 52 din 2003, privind transparența decizională în administrația publică republicată, propune aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție, modernizarea indispensabilă umană, Satul Ungureni, Comuna Ungureni, Județul Bacău, conform devizului general anexă 1 la prezentul proiect de hotărâre, după cum urmează. Valoarea totală a investiției, 873.529,55 lei cu TVA, conform devizului general, eligibil plus neeligibil. Din care, valoarea eligibilor, 629.658,75 lei cu TVA, conform devizului general, se afirmă eligibile. Valoarea neeligibilă, 243.870,80 lei cu TVA, conform devizului general, cheltuieli neeligibile. Aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de execuție lucrări și proiectare numărul 4931 din 19.11.2018, anexa 2 la prezenta hotărâre. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de hotărâre este responsabil primarul Comunei Ungureni de Bacău. Discuții? Până la vot. Și ultimul punct, proiectările privind aprobarea modificărilor reprezentanților Comunei Ungureni, director, ADI și așa mai departe. Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile articolului 7, alineatul 2 și articolul 1166 și următoarele din legea numărul 287 din 2009 privind codul civil republicat cu modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții, articolul 20 și 21 din legea cadru a descentralizării numărul 195 din 2006, în conformitate cu articolul 18, alineatul 1, articolul 20 și articolul 25 din statutul ADI Ungureni Bucovina Bacău, în baza articolului 129, alineatul 2, litera E și alineatul 9, litera C și prevederea articolului 197, alineatul 1 și articolul 200 din OUG 57 din 2019, în conformitate cu articolul 18, articolul 29, alineatul 1 și alineatul 2, din statutul ADI Ungureni Bucovina Bacău, se propune. Aprobarea următoarelor modificări ale actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni Bucovina Bacău, identificat codul fiscal 241.250.28, numărul scrierii Registrul Special 27A, 0406-2008, partea A, Asociații, secțiunea 1. Se modifică și se precizează că cei doi reprezentanți, în afară reprezentantului legal al Comunei Ungureni, domnul primar Pivile Vasile al Comunei Ungureni de Bacău, în Consiliul Director, precizați în articolul 25 statutul inițial, modificat în articolul 10 din actul adițional 2, la statutul ADI Ungureni Bucovina Bacău sunt următorii. Doamna Nistor Emanuela, identificată cu CI, și nu mai dau citire pentru că sunt date în caracter personal, doamna Dumbrava Alexandra, identificată la fel cu CI. Astfel, în locul domnului Dobraniș Mirel, identificat, se numește doamna Nistor Emanuela Elena și în locul domnului Durac Dumitru se numește doamna Dumbrava Alexandra. Cu ducerea la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre se asigură, se sărcinează domnul primar al Comunei Ungureni, județul Bacău. Mulțumim. Discuții? Până la vot. Un singur punct mai este, adică o propunere, o... Uite, având în vedere că luna aceasta în aprilie au loc la nivelul inspectoratului școlar concursul pentru directorii școlilor, vreau să felicit doamna Ianscu Maria, care a venit târziu, n-am văzut-o, vreau să spun la început lucrul ăsta, să felicit rezultatul obținut ca nou directoare la școala Ungureni. Felicitați frumos! Cuprinsă de emoții, nu știu ce să spun. Am văzut asta, da. Acolo. Am întrebat, dar nu văd pe doamna. Vă mulțumesc pentru încredere și susținere. Da, da, și eu vă mulțumesc pentru rezultatele deosebite obținute la concursul respectiv. Da, cele felicitări și din partea instituției primar, ne-am onorat cu note foarte mari la
la inspectoratele acolo cu acest examen pentru ocuparea funcției de director. Vreau să spun că de după revoluție, cel când de când sunt eu primar, eu nici nu știam de concursul ăsta, că directorii să mai vin și prin concurs, nu mai cu numire. Asta e un lucru foarte bun, e o chestiune democratică și îmi pare chiar foarte bine, suntem mândri de dumneavoastră. Și de tot, colectivul de pără. Da, mulțumesc că chiar am avut consiliul profesorului la școală și chiar mă așteptam ca să mă întâlnesc. Da, felicitări doamna director și chiar să avem o colaborare. Și niciunul nu mi-a zis felicitări la școală. Probabil nu. Bine, urmează, urmează, când eu luați funcția primire, mai aveți un pic de mai aveți puțină răbdare. Da. Dar, domnilor consilieri, epuizându-se ordinea de zi, vreau să vă spun la ultima confundire, să zicem, că ieri am avut o instruire la nivel de prefectură cu domnul prefect și o delegație din cadrul Serviciului de Situații de Urgență a Județului Bacău, deci Tomadacu și, mă rog, mai mulți ofițeri din cadrul acestei instituții, pe probleme de spargere a incendiilor. Rezultă că la nivel de Comuna Ungureni, cât la nivel de județ și de țară, în această perioadă sunt foarte, foarte multe situații de genul focuri la pășuni, la terenuri agricole, la locuințe, la, nu vă spun, cred că zilnic, chiar îi spun un șef al serviciului la nivel de comunii, doamna Diana, azi unii mă trimis, unii mai merge. În fiecare după amiază, în seara, plecăm, îi facem pe la 12. Să vă dăm avut chiar 4 incendii. La 1 noapte, azi noapte, vine la 1. Sunt foarte multe neglijențe de astea. Oamenii dau foc la ciocânești, la paie, la numai, prin curte. Se duce la casă, ia foc casă, ia foc calul, ia foc căruță, ia foc gospodăria. Foarte, foarte multe. Și vedeți că sunt multe asociate cu seceta care în perioada asta este foarte predominant, adevărat, plus vântul care ajută la răspândirea rapidă a incendiilor și uscăciunea asta, deci na, terenul linia arate, doar aici se întâmplă, unii îmi dă de o arătură și un teren cultivat, se opri focul, din noi îți numai burie, nu se vă dați seama că este foarte multă muncă și punem veți în pericol, veți umenești, nu ne-am confruntat cu așa ceva la nivel de comună, dar în alte comune au fost. De exemplu, vreau să spun aseară, la Bărtășești, noi avem o mașină de stingere a incendiilor, care funcționează, avem echipă de oameni, iau șoferi, servanți, tot ce trebuie acolo. Am sunat la Iisus Bacău când noi ne descurcam cu mașina de pompieri la Bărtășești. Și să mulțumesc domnul Bosnealu, consilierul delegatul Sătesc de acolo, că ne-a ajutat foarte mult cu, întâi, cu localizarea unui incendiu la o pădurici acolo, la o plantație de salcâmi, o mers cu tractorul, da, brazii, era să ardă și el și tractorul. După aia, când s-a lăsat în tunelic, cu alt incendiu, la o locuință cu fân, cu panoramă, cu bătăi, cu scandalul, cum a fost pe acolo, când se duce la psihiatrie, pe omul la seară. Ei, am apelat la primăria Parincea, de exemplu, aseară, că nu făceam față cu mașina noastră. Satul ăla de ea, vânt alimentare cu apă, sigur, din comună care nu are, dar să vedem hidrant, trebuie să vedem în Bătești sau în Fiforeni, era timpul ăsta de plecat, de tors, când gospodările erau pus într-un pericol. M-a ajutat domnul primarul de la Parincea, Sorin am apelat și noi la seară, că și noi îl ajutăm, când n-avem noi focul și urgență la el, în special la gospodării, e cu ce intervenim, că așa este normal și avem obligații de așa de... Să salvăm casele, viețile omenești, animale și așa mai departe. Rugămintea mea este la dumneavoastră bune, aveți ocazia prin fiecare prin sate dumneavoastră să mai faceți discuții, informări cu privire la aspectul ăsta. Noi avem la nivel de primării o echipă care merge din casă în casă, tocmai de asta am schimbat și organigrama, să punem oameni competenți, să meargă să bată la partea unului, să-i mai spună să-și curăță coșul din fum, chiar dacă suntem atunci în luna aprilie, din mâine, dar tot să mai face foc în gospodării. În momentul incendiu la Ungureni, chiar în centru, acum două săptămâni la o familie Brăescu, cu vânt, cu furtună de asta de primăvară, care, vă spun, s-a întâmplat de... Eram aproape, acolo plecat de la serviciu, la ora 2. Ce se întâmplă dacă noi o mașină acolo în timpul cel mai scurt? Noi cred că în 5-6 minute eram, în 6 minute eram acolo toți. Adică eu nu eram pe la Bacău, dar am sunat, noi ne sunăm imediat, pompierii care vin de la Bacău. Ne dăm seama dacă n-ai o echipă de oameni să vină rapid, să strângă, să spargă tabla, să facă ceva, să putem să stingem incendiul respectiv, să poate duce la locuințele vecine și să întâmplă alte nenorociri.
foarte multe focuri pe timp de noapte. Am avut un gurien. Tot timpul, tot timpul, sâmbătă, la vechițeaua aceea, la Bibliește, ajunge de la un bătrân care dau foc la niște gunoaie la Jurgan, a trebuit să ardă acolo hectare, vreo 15 hectare de burie din astea, de, așa, și troiță cei din câmp de acolo. Dar și oamenii parcă nu vin, zice, dar noi la primărie și treci, uite, pleacă. Și o vie, și o plantație din uite, sunt multe, multe treburi care... Și avem și noi istorie de suferit, că ne ducem acolo, am intrat cu mașina pe niște tufi pe acolo, era să ia foc și un litian ăsta, să băga cu un boscheț, o ieșit și un distreț, știți, la panică, acelei... Păi, suntem chiar atât de profesioniști. Avem și uniforme aduse de prin Germania, niște am primit o sponsorizare, dar o haine de ce are 12 kg. Aici, haina și cu bocanci, și cu furtorul, și cu furta, și cu telefonul, și cu... E destul de riscante, vorba de... Uite, avem acum un băiat care e accidentat, la Zlătare am avut atâtea focuri pe... La Bota, cu pădurare, cu... Noi ne imobilizăm tot timpul, suntem în acțiune, dar vreau să spun că... Mai... Mă zici vreasă, dar acolo ne aveți ocazia să mai stea cu minți, mai... Sau să stea cu furtul în papă lângă el. Am avut incendii chiar la Bibliești, anul trecut. Nu găsești un furtul la om, toți au apă în curte. Bă, dar nu aveți un furtun să vă raportați imediat să te duci până venim noi și cât de cât să supraveghem un incendiu. Nu știu, bă, e prea multă delăsare din partea oamenilor. Foarte multă lume vine ca la spectacol, să uită... Da, și unde vin, așa se intervină. Exact. Avem lopeți, am cumpărat scurii pentru treaba asta, avem cu cine duce la vegetație, nu dăm cu mâna, cu... alții vin eu cu mătru din plastic. Bă, lua că ai dat prin foc, lua foc, mătră, ți-a foc și hainele. Întâmplă alte nenorociri. Eu vă spun, asta e o chestiune națională, asta este. Primăvara asta a fost și mai bine de durat, că de pe aia plinție. Vreau să-mi dau început. Da. Vă mulțumesc de participare și... La următoare. La următoare ședință.